Călcatea, friptea sau alergarea în doi cu mingea la piept sunt doar câteva din jocurile pe care basketbaliștii Asesoftului le exersează sub comanda preparatorului fizic Roland Anzur. Campioana României a început pregătirile pentru viitorul sezon la Sala Olimpia. Deocamdată cu 9 jucători, 5 români și 4 străini, sub îndrumarea noului antrenor secund, Sasha Ocokolici. Principalul Dado Arnautovici va veni miercuri, deoarece a avut probleme cu inundațiile în Serbia. Tot atunci vine și ultima achiziție, conducătorul de joc Dee Brown, dar și Jonty Flowers. În schimb, Levi Siarto și Gerald Lee sunt angrenați cu echipele naționale și vor face joncțiunea cu lotul în septembrie. CSU Asesoft l-a păstrat încă un sezon pe Pancu din basketul românesc. Este vorba despre Cătălin Burlacu, capitanul campioanei României la basket masculin. El și rapidistul Pancu sunt prieteni buni și s-au încurajat reciproc pentru ultimele sezoane din carieră în basket, respectiv fotbal. Pancu vine sâmbătă la Ploiești să înfrunte Petrolul, iar Burlacu nu-i dă șanse prea mari. Asta pentru că galben-albaștri au ajuns la un alt nivel, în timp ce rapidiștii trebuie să scape de retrogradare. Și Asesoftul a ajuns la un alt nivel, făcându-și cea mai tare echipă de la înființare. Grecul Pelecanos, lituanianul Runkauskas, sârbul Labovici și americanul Chris Cooper sunt achiziții care trebuie să câștige tot în România și să ajungă cu Asesoftul în top 16 Eurocup. La finalul mișcării, basketbaliștii au fost invadați de suporteri care le-au cerut poze și autografe, iar o fană le-a oferit sportivilor bomboane. Este pentru prima oară când la reunirea echipei vin în jur de 300 de fani să-și vadă idolii la treabă.